Salut, dragii mei! Bine v-am regăsit pe podcast. Astăzi, 4 aprilie 2021, Paștele în Europa! În multe țări din Europa! <laughs> Pentru cei care sărbătoresc Paștele astăzi, vă zic Paște fericit! Um, tema de astăzi e legată de, um, de o situație pe care am experimentat-o în 2021. Um, și vreau să vă vorbesc despre asta. Cred că în ianuarie uh, 2021 <laughs> am. Uh, pierdut cardul bancar, m-am dus la niște magazine uh, să îmi fac cumpărături uh, uh, și mi-am pierdut cardul. <laughs> uh, se mai întâmplă, nu-i așa? Dar, după o oră, am fost contactată pe Messenger, pe Messenger, adică pe Facebook, de o fată care mi-a scris să știi că ți-am găsit cardul bancar, dacă vrei ne putem întâlni astăzi să ți-l dau înapoi. Și m-am întâlnit cu fata respectivă la o oră, era la serviciu și i-am mulțumit că mi-a dat cardul înapoi. Pentru mine nu este ceva extraordinar, asta se întâmplă tot timpul aici, în Norvegia. <laughs> Când îți pierzi ceva, de multe ori găsești ceea ce ai pierdut. Nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori. Sau um, o altă situație care um, e tipică în Nord în uh, nordul Europei. Astăzi fiind Paște, în Norvegia Paștele este uh, adesia sau deseori sau des asociat cu cabana și dat pe schiuri. Cabana este o casă de multe ori la Munte este casa numărul 2 unde te duci și te relaxezi când ai timp. Dat pe schiuri înseamnă că te dai pe schiuri. Și mulți norvegieni merg la cabană, și cei care nu au cabană pot să închirieze o cabană. Prin um, organizația turistică norvegiană DNT, care are 500 de cabane care pot fi închiriate. Sunt cabane care sunt luxurioase, adică de lux, sunt cabane care um, sunt cu au apă și mâncare, de exemplu. Uh, și sunt și cabane mai simple, unde nu sunt foarte multe uh, în cabană. <sus> și despre asta vreau să vorbesc un pic, câteva minute. Uh, se numesc cabanele. Uh, cum ar veni, nu pot să spun um, autoservire, dar pot să spun o cabană în care tu aduci de toate. Există un pat, dar tu îți iei de mâncare, de exemplu, lingerie, eventual, pentru că momentul în care plătești pentru această cabană se vede pe internet descrierea cabanei. De multe ori la cabană aici în Norvegia există mâncare la cutie sau mâncare rece în cutii, deseori în cutii. Și ce se întâmplă, ce este special aici este că după ce ai închiriat o astfel de cabană, trebuie să completezi o hârtie în care scrii numele tău adresa de e-mail, ce fel de mâncare ai folosit și cât anume, apoi scrii pe hârtie câte nopți ai stat acolo în cabană și acea hârtie o pui într-o cutie și bazat pe acea hârtie tu o să primești o factură. Trebuie să faci curățenie după tine și să speli bine după tine. Totul e bazat pe încredere. Despre asta vreau să vă vorbesc astăzi: încredere. O să revin cu explicații la ceea ce am spus eu. Um, cutie este o cutie, ca un fel de cutie poștală, în care specifici ce anume ai luat din cabană și câte nopți ai fost acolo sau câte zile ai înnoptat. A înnopta înseamnă a-ți petrece noaptea într-un loc. Totul e bazat pe încredere. <laughs> Astăzi vreau să vă vorbesc despre încredere, aurul nordic. Și mai exact despre încrederea în Norvegia. Acum, ce înseamnă încredere? Încredere înseamnă că ai încredere într-o altă persoană că acea persoană va face ceea ce spune. Da, e destul de riscant pentru că dacă ai încredere într-un necunoscut, într-o persoană necunoscută, riscul poate fi mare. Hm. În țările din nord, Există o mare încredere în ceilalți oameni și în stat. Cred că e Confucius care zice că e important să existe trei lucruri într-un stat: armament, mâncare, și încredere. Armament înseamnă ca și un pistol. Ok? Ceea ce se folosește în armată. Dacă vă uitați la statistici um, legate de încredere în ceilalți oameni, în lume, țările din nord, sunt fruntașe. Fruntaș înseamnă numărul 1 sau printre primii, poate numărul 2, dar printre primii. Și nu numai Norvegia, dar imediat după Norvegia, care are un procent de 73% încredere în ceilalți oameni. Urmează Danemarca, Suedia, Finlanda, de exemplu. Doar ca să numesc țările nordice. Există un Consiliu Nordic, așa se numește, care au făcut un raport și i-au dat numele Aurul Nordic. Încredere, Aurul Nordic. Acum, <laughs> care este secretul? De ce există atât de multă încredere în țările nordice? Um, explicația ar fi că s-a observat că într-o țară într-o societate în care diferențele culturale, economice, etnice, diferențe de clase sociale sunt foarte mici sau aproape inexistente, în acele țări, gradul sau nivelul de încredere este foarte mare. Înțelegeți clase sociale? Sunt mai multe clase sociale. Poți să spui clasa socială de jos, de mijloc și clasele sociale sau clasele înalte. În țările nordice <coughs> nu există diferențe foarte mari economice sau de clase sociale, etnicitate. Asta înseamnă că Oamenii se pot identifica mai ușor cu ceilalți pentru că diferențele nu sunt mari, ba, din potrivă, sunt foarte mici, aproape inexistente. Ok, s-a făcut un test. Dați-mi voie să fac o traducere din norvegiană. Testul portofelului. <laughs> adică, la testul portofelului, experți au plasat portofele pe stradă ca să vadă reacția oamenilor din țara respectivă. Testul s-a făcut în foarte multe țări din lume iar în respectivul portofel au pus numele proprietarului. Concluzia acestui test, căruia i se spune testul portofelului, deci este un test al portofelului, a arătat că este în corp concordanță, adică corespunde cu testele făcute în diferite țări. S-au făcut niște măsurători, cum se spun în românește? S-au făcut niște Experimente și diferite țări au, test, au fost testate, și oameni din diferite țări au fost întrebați: Câtă încredere ai tu sau câtă încredere aveți voi în ceilalți oameni? Și rezultatul arată că în țările nordice încrederea este foarte mare de peste 70%. Un nivel foarte mare de încredere există în Norvegia și în Scandinavia. Dar nu există o încredere atât de mare în țări precum Marea Britanie, Brazilia, în America de Sud sau în România sau în Statele Unite. De ce? Nu se știe exact, dar o explicație ar putea fi faptul că diferențele economice de clase sociale și alte tipuri de diferențe sunt mari în aceste țări. Asta ar putea fi o explicație. Să vă mai zic câteva lucruri. Um... <laughs> Știați că aici, în Norvegia, bebeluși. Bebeluș înseamnă un copil mic. Copii mici care dorm în cărucioare dorm afară. Cărucior este ca cărucior de copil. Este un cărucior în care un copil mic doarme. Și știați că aici, în Norvegia, este normal să te duci la cafenea să bei o cafea, și dacă tu ai un copil mic și vrea să doarmă, el poate să doarmă în cărucior afară, nu înăuntru, în cafenea. Este foarte normal aici. Toată lumea face asta. De ce? Pentru că există un nivel foarte ridicat de încredere. Nimeni nu fură copilul. Niciodată nu a existat un astfel de raport în Norvegia sau o situație de genul ăsta. Niciodată. Au existat alte probleme <laughs> pentru că societatea norvegiană nu este perfectă, dar e normal aici. Să vă mai dau un alt exemplu. Știați că aici, la cafenele, există o pătură pe scaunele care sunt afară cu care te poți înveli. De exemplu, este frig afară și tu vrei să bei un ceai cald sau o cafea caldă afară. Și pentru că este frig, vrei să te învelești. Și atunci poți să iei o pătură și să te învelești cu o pătură, ca să nu îți fie frig. Cafenelele în Norvegia toate au pătură. Și aceste pături, pardon, nu le fură nimeni. Ele sunt afară, pe scaune. <laughs> Sau ce să vă mai zic? Haideți să vă dau un alt exemplu. De peste 11 ani, aș spune, cred că, da, undeva la 2010, câți ani să fie? 11, hai să zic așa. De 10-11 ani în Norvegia, magazinele alimentare au aparate sau mașini unde plătești singur mâncarea ta. Adică scanezi mâncarea la un aparat și apoi plătești cu cardul. Nu cash? În Norvegia, aceste aparate sunt exclusiv cu un card. Asta s-a întâmplat undeva, cred, în 2010-2011. Deci, vorbim de peste 10-11 ani, în urmă, când uh, s-a implementat o astfel de soluție în magazine alimentare. Nu alt fel de magazine, ci doar magazine alimentare. Și Norvegia funcționează perfect. Oamenii sunt corecți. Oamenii nu fură și nu mint când cumpără mâncare în magazine. Din potrivă, se pare că în Norvegia statistica arată că, în momentul în care un norvegian cumpără fructe sau legume, și trebuie să aleagă. Pe ecran, ceea ce cumpără ei, dar sunt puțin nesiguri și nu știu exact dacă sunt, de exemplu, acele mere. E doar un exemplu. Ei aleg varianta cea mai scumpă. De exemplu, dacă ai șase feluri de mere, de exemplu, golden, mere, nu știu, norvegiene, de exemplu, etc. Dacă sunt șase feluri de mere, norvegienii care sunt nesiguri ce anume să aleagă, ei aleg cea mai scumpă variantă. Asta arată statistica în Norvegia. Ceea ce este foarte interesant este că în Marea Britanie nu, e, nu se face așa. <laughs> Am citit despre un caz în Marea Britanie, îi zice în norvegiană ghilurut adică jmecheria uh, morcovului. <laughs> e o traducere nu tocmai corectă. Ce înseamnă o șmecherie? O șmecherie înseamnă că vrei să păcălești. Că în cazul ăsta, în exemplul acesta, înseamnă a păcăli. Și ce au făcut în Marea Britanie? În Marea Britanie, avocado costă mult. Un avocado este scump. Dar un morcov este foarte ieftin. <laughs> Da, în Marea Britanie oamenii cumpărau avocado și apăsau pe ecran sau alegeau de pe ecran morcov. <laughs> și când au fost întrebați oamenii de ce alegeți morcov, de ce nu alegeți avocado, știți care a fost răspunsul. Păi, toți aleg morcov. De ce aș alege eu altfel? Deci, în Marea Britanie, cei care apăsau morcov în loc de avocado se identificau cu o mentalitate socială, o grupă socială cu societatea. Toți alegeau morcov. Bineînțeles că în magazine alimentare au descoperit că se vindeau mai mulți morcovi decât aveau în stoc. A avea în stoc înseamnă că ai extra, cutii extra, pe care le folosești mai târziu. <laughs> da, este exact opusul, opusul la ceea ce se întâmplă în Norvegia și în Scandinavia. Un alt exemplu personal am locuit cu o fată din Oslo și cu un băiat din Bergen, din Bergen. Și am avut acasă o discuție dacă să încuiem ușa sau nu. Fata din Oslo era mai sceptică și ea a zis că dacă ieșim din casă trebuie să încuiem ușa. Băiatul din, ba din Bergen a zis nu, pentru că nu e niciun stres, nu vine nimeni străin la noi în casă. <laughs> mm. Să știți că norvegienii și scandinavii sunt foarte relaxați. Un alt exemplu personal de data asta. În 2010, am avut o problemă legată de laptopul meu. Laptopul, pe vremea aia aveam un Mac White uh, și... MacBook White și îl purtam în ghiozdan împreună cu alte cărți. Da? Aveam ghiozdanul întotdeauna foarte greu pentru că studiam, eram și profesoară și aveam mult material cu mine, material școlar. Foarte greu ghiozdanul, tot timpul foarte multe cărți, multe Caiete, etc. Și s-a presat ecranul laptopului. De la acele multe cărți s-a presat ecranul laptopului și mi s-a spart ecranul. Mai exact, pe colțul din stânga s-a făcut o linie care a crescut, a crescut, a crescut. Linia s-a făcut tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare și mi s-a spart ecranul. Ce am făcut? În Norvegia îți suni uh, firma de asigurare. Pentru că în Norvegia, când lucrezi la job, ai o firmă de asigurare. Depinde dacă lucrezi în, priv în sectorul privat sau dacă lucrezi la stat dar aici toți au asigurare și nu costă mult. Și mi-am sunat firma de asigurare, Elu Favăr, și le-am spus care e povestea. Le-am spus că am o problemă cu laptopul, că mi s-a spart ecranul, am nevoie de laptop pentru că lucrez pe laptop și i-am rugat să mă ajute. Laptopul meu costa în jur de 8 sau 9 de coroane, adică 800-900 de euro. Și mi-au spus că sigur, nicio problemă, au zis că îți putem plăti jumătate din valoarea calculatorului. Deci jumătate din valoarea Acestui laptop. Valoarea laptopului. Mi-au luat date de pe card și le-am dat informațiile de pe card, numărul meu de cont. După o oră aveam 4000 de coroane pe cont. Atât. I-am întrebat pe telefon. A fost o discuție pe telefon. I-am întrebat: Aveți nevoie de poze? Să vă trimit o poze sau video ca să dovedesc că chiar am o problemă? Nu, mi-s-a spus nu e nevoie. Sunt foarte multe exemple, foarte multe exemple. Încrederea în Norvegia este la tot pasul ce înseamnă la tot pasul? La tot pasul înseamnă peste tot, peste tot. Un alt exemplu. Haideți să vă dau un alt exemplu. Știați că în Norvegia, de data asta un exemplu local, în Norvegia sunt cafenele, poate nu neapărat aici unde locuiesc eu, în capitală, dar sunt cafenele unde nu lucrează nimeni nu există un um, un um, angajat la cafenea dar tu ca și client poți intra în cafenea te servești singur cu mâncare, cu prăjitură și pe o pe un uh, placaj, un placaj sau o pancardă. În românește îi mai spune pancardă. Pe o pancardă scrie meniul și de sub scrie. Te rugăm să lași banii în castron sau să ne vipsuiești. A lăsa banii în castron, castron, înțelegeți ce e? Castron e ceva care se folosește ca să mănânci supă. Ok? Și a vipsui nu există în limba română, dar se folosește aici local, pentru că vips este o aplicație pe mobil în Norvegia, unde poți să plătești pe ceilalți. Ce ai nevoie? Ai nevoie de un număr norvegian? Un număr de telefon norvegian? Ai nevoie de internet? Ai nevoie de mobil și să downladezi, să downladezi aplicația pe mobil, ok? Și lumea plătește corect. Ei sunt corecți, nu fură și nu spun minciuni. Este o chestie normală aici și așa fac și eu. Ține de o conștiință, consciousness. Ține de o conștiință. Bun. Um, da. Mi-am scris o listă cu lucruri um, care sunt importante de specificat și lucruri prin care vreau să trec. Um, am scris aici că există mai multe planuri când, e, când vine vorba de încredere. Ok. Haideți să vă dau un exemplu. Um, în Norvegia și nu numai aici, în toată Scandinavia în general. Există o încredere care se întinde foarte departe. A se întinde, adică se prelungește, sau se lungește, care vine de la cuvântul lung. Lung. Da? Long în engleză. Și această încredere se prelungește de la viața privată până la încrederea în statul norvegian De exemplu, în viața privată există o încredere între parteneri Este foarte normal în nord momentul în care un partener înșeală pe celălalt va spune direct, se va deschide și va vorbi despre asta. A înșela înseamnă că, de exemplu, când un partener te înșeală, să zicem că partenerul tău este un bărbat, ok? Și dacă partenerul tău te înșeală, înseamnă că partenerul tău a fost cu un alt bărbat sau cu o altă femeie. Ok? Înțelegeți? Asta înseamnă a înșela. Dacă partenerul te înșeală aici în Norvegia sau în toată Scandinavia, de cele mai multe ori, aproape întotdeauna, vine partenerul și îți spune, încerc scuze, te-am înșelat cu altcineva. Înțelegeți? Deci această încredere vine de la planul acesta privat până la încrederea în instituții și în societate, în stat. De exemplu, nu știu dacă v-am spus, am citit un articol legat de un copil de patru ani, un băiețel, care mergea la grădiniță, pe drum trebuia să treacă o stradă foarte lungă. Și aștepta la semafor. A aștepta la semafor e ca atunci când semaforul este roșu și trebuie să aștepți. Și băiețelul, împreună cu tata, mergea la grădiniță, și acolo, în acea intersecție, când semaforul se făcea verde, și băiatul putea să traverseze strada, semaforul se făcea imediat roșu. Băiatul avea o problemă. El nu putea să traverseze strada pe semaforul verde pentru că la mijlocul drumului, la mijlocul străzii, semaforul se făcea roșu. Adică semaforul era verde câteva secunde și băiatul nu avea timp să treacă strada. <gângă> Trebuia să alerge. A scris o scrisoare împreună cu părinții la comună și în articol îl arată pe băiețel împreună cu primul ministru și <coughs> a făcut -o, o plângere. O plângere înseamnă că scrie o scrisoare, de exemplu, și spui care este problema ta. Și problema băiatului era că el este mic, el are picioare mici și nu poate să alerge pe trecere de pietoni. Pentru că semaforul e verde și se face imediat roșul. El este mic. E nevoie ca acel semafor să se facă verde, nu știu, un minut, două minute. El, problema băiatului era că el nu are timp să traverseze strada. Ok. Și au modificat acea intersecție. În Norvegia, dacă ai o problemă unde locuiești tu, local, trimiți o scrisoare oficială comunei. Norvegia totul el e bazat pe comună. De exemplu, eu locuiesc în comuna Oslo. Și scrii o scrisoare comunei și spui: "Uite, am o problemă cu gunoiul." Și întotdeauna statul te ascultă, îți răspunde și rezolvă problema. Întotdeauna. Eu din experiența mea personală nu am auzit să fie probleme. OK? Și atunci când statul te ascultă, Bineînțeles că oamenii au încredere în stat. Inclusiv petrolul. Știți că Norvegia este țara petrolului. Inclusiv petrolul funcționează așa. O să discut probabil despre asta într-un alt podcast, pentru că poate fi foarte lung acest podcast și nu vreau să-l fac foarte lung. Vreau să ajung la o concluzie. Oamenii sunt din natură sceptici, dar această încredere se dezvoltă în timp. Și instinctiv, oamenii văd în primul și în primul rând ceea ce este bun la ceilalți. Și lucrul ăsta este cumva accentuat aici, în nordul Europei. În cazul meu, cred că în România cuvântul ar fi naivitate, și în România probabil cineva ar, ar spune că ești naiv să crezi așa. Dar în Norvegia este foarte normal, și nu numai aici, în Danemarca, în Suedia, în Finlanda. Aici societatea se bazează pe încredere. E nevoie de integritate în momentul în care ai încredere în celălalt. Și trebuie să dorești, să îi urezi celuilalt cu care interacționezi să îi fie bine. Trebuie să existe un grad de bunătate, integritate, adevăr. Situația e puțin diferită în societăți mai um, formale, precum ar fi societatea franceză, um, și există mai degrabă o fațadă, pentru că în aceste societăți diferențele de clase sociale sunt mult mai accentuate. Accentuat înseamnă puternic. Poate că în țările unde gradul de corupție este mult mai ridicat, se întâlnește un nivel de încredere foarte scăzut. Scăzut înseamnă mic, jos. Da, aceștia pot fi factori importanți. Care să explice sau să determine gradul de încredere în alți oameni sau în uh, stat. Uh, în societățile în care gradul de încredere în celălalt este foarte ridicat, cum se întâmplă în modelul nordic, oamenii se simt mai în siguranță. Mai fericiți. Se simt mai bine pe planul personal, și poate că au mai multă încredere și respect pentru cei care conduc țara. În schimb, în țări în care nivelul de încredere este scăzut sau foarte scăzut, se observă o neîncredere foarte ridicată. Neîncredere este antonimul substantivului încredere. Încredere, neîncredere. Frica pentru ceilalți este mult mai mare. În aceste țări, oamenii nu se simt în siguranță. Poate că locuitorii acestor țări se simt chiar și amenințați de instituții autoritare. A se simți amenințat, a amenința înseamnă a spune, de exemplu, Că dacă nu faci cum îți spun eu, o să te ucid, de exemplu, cum vedem în filme americane, a amenința. Lucrul ăsta nu se întâmplă aici, în Norvegia și în Scandinavia. În aceste țări, statul controlează mai mult oamenii sau locuitorii. Există un sistem de supraveghere. A supraveghea sunt acele camere care supraveghează în magazine, pe stradă, etc. Lucrul ăsta nu este comun, obișnuit, normal aici, în Scandinavia. Și hai să ajung la o concluzie. Sunt norvegienii naivi? Da, se poate întâmpla ca un norvegian să fie păcălit pe telefon, adică cineva îi sună și îi păcălește pe telefon sau pe internet, când cumpără ceva pe internet, se pot simți păcăliți sau pot fi păcăliți pentru că au un nivel ridicat de încredere. Bineînțeles, este important ca acest nivel de încredere să fie unul corect. Să fie un nivel optimal de încredere. Adică să nu te încrezi, orbește, în ceva sau cineva. Încredere orbească sau să te încrezi, orbește. Vine de la orb. Ce este orb? Orb este un om care nu vede, care are un defect, un handicap. Un orb este un om care nu vede. Da, concluzia ar fi că cu cât o societate este mai uniformă, și diferența între clase sociale nu este mare, cu atât nivelul de încredere este mai ridicat. Uh, și acum, COVID-ul creează, a pus lucrurile cam la limită, pentru că norvegienii încep să ai, să fie sceptici la ceea ce politicienii spun. Se observă în Norvegia o creștere a neîncrederii în clasa politică norvegiană. Din 2020 există acest COVID, și norvegienii au început să fie mai sceptici: să nu aibă încredere în clasa politică locală. Dar, Atenție! Încrederea generează valoare, substanță. Neîncrederea generează sau creează diferență, separare. În momentul în care Cineva are încredere în celălalt, ajungem în situația clasică de win-win. Situația win-win înseamnă că ambii câștigă și tu câștigi și celălalt câștigă. Încrederea este ceva sănătos și creează valoare, cooperare. Atât în viața privată, la serviciu, cât și într-o societate. Și este important ca această încredere să fie reciprocă, adică să existe de ambele părți. Eu ofer încredere, tu oferi încredere înapoi. Un schimb reciproc de încredere. Și atunci avem această win-win situation. Dragii mei, mulțumesc că m-ați -a, a fost un podcast super lung. Vă urez o duminică excelentă în continuare și ne auzim la următorul podcast. Numai bine!